Bună seara, doamnelor și domnilor! Anul 2024 este un an important și pentru OMV Petrom, care va trebui să demonstreze că poate surprinde piața chiar și după o perioadă în care am marcat recorduri istorice. Despre ultimele noutăți în materie de financiare, planuri, proiecte și previziuni, ne va povesti chiar CFO-ul companiei, doamna Alina Popa, pe care o invit alături de noi, pe scenă. Bine v-am găsit! Bună seara! Eu sunt Alina Popa, CFO OMV Petrom. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici și încerc să vă prezint în 10 minute cele mai importante informații despre OMV Petrom. Suntem a doua cea mai mare companie listată la Bursa de Valori București și, de asemenea, suntem cea mai mare companie integrată de energie din România, dar și din sud-estul Europei. Cred că nu merge. Mulțumesc. Perfect. Cine suntem noi? Avem 3 segmente de activitate: explorare și producție, rafinare și marketing, gaze și energie. În explorare și producție explorăm și producem țiței și gaze, într-o proporție aproximativă de 50-50%. Avem rezerve dovedite 400 milioane de barili, avem o producție de 41 milioane de barili în fiecare an, cu aproximație. Țițeiul pe care îl producem în acest segment se mută în segmentul de rafinare și marketing. Avem rafineria Petrobraz, cred că cu toții o știți, 4,5 milioane de tone. Țițeiul produs în România nu este suficient, mai importăm aproximativ 30% din cât țiței este necesar pentru a procesa în Petrobraz. Avem aproximativ 800 de benzinării, tot în segmentul de rafinare și marketing. Cred că benzinăriile le cunoașteți cu toții, 2 branduri, Petrom și OMV. 5 milioane de tone în medie vânzări de produse rafinate pe an. Segmentul de gaze și energie are centrala de la Braz, o centrală care arde gaz să producă electricitate și, de asemenea, cumpără și vinde gaz și electricitate, atât produsă din producția internă, cât și cumpărată de la terți. Care sunt planurile noastre de viitor? Avem o strategie de 2030 de transformare. O transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon, da? Această strategie are 3 piloni principali. Pilonul tradițional, optimizarea afacerii existente. Tradițional, companie de petrol și gaze, optimizăm, o eficientizăm și așa mai departe. Dezvoltarea regională a gazelor naturale, și aici vorbim de proiectul Neptun. Sper că ați auzit cu toții de proiectul Neptun, dar o să vă spun câteva lucruri importante în următoarele momente. Și avem a treilea pilon, care înseamnă tranziția către emisii de carbon zero și reduse de carbon. Și aici vorbim de regenerabile, vorbim de biocombustibil, vorbim de noile resurse ale viitorului. Toate aceste 3 piloni se bazează pe o disciplină de capital foarte importantă, să ne asigurăm că investițiile noastre aduc rentabilitatea de care avem nevoie, dar și pe o politică de dividende solidă. Și vom vorbi despre aceste lucruri. Aici vedem în partea stângă, cu albastru închis, produsele noastre tradiționale, țițeiul, combustibilii, energie bazată pe gaze naturale. Apoi cu galbe vedem gazele naturale care vor veni din al doilea pilon, respectiv din Marea Neagră, de la Marea Adâncime. Iar cu verde, produsele noi. Energie regenerabilă, biocombustibili, soluții alternative pentru mobilitate, dar și hidrogen și carbon capture, da, captare și stocare de carbon. Dacă ne uităm la profitul nostru, 100% din profitul nostru în 2023 vine din zona de tradițională, 100%. Iar în 2030, doar jumătate din acest profit va veni din zona tradițională. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, 50%, cealaltă 50% din profitul din 2030 va veni din lucruri care nu există astăzi.
din proiectul Neptun, dar și din investițiile semnificative în zona cu emisii reduse și zero de carbon. Dacă ne uităm la investiții, o poză similară, 87% din investițiile în 2023 erau în zona tradițională, respectiv în sonde, foraje, rafinărie și așa mai departe. Acestea se transformă și vedem doar 45% în perioada 2022-2030 sunt din această zonă, 35% mergând în zona de verde, respectiv proiecte cu emisii reduse și zero de carbon. Să vorbim puțin despre Neptun Deep. Neptun Deep este un proiect deosebit de important pentru România, pentru OMV Petrom, pentru RomGaz. Sigur că colegii vor spune același lucru. Este un proiect care cu o importanță deosebită atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere strategic. Da? România va deveni exportator de gaze naturale, este o resursă de gaze naturale în Europa, Europa are nevoie de gaze naturale, deci o importanță fundamentală strategică, dar și economică pentru țara noastră și sigur pentru OMV Petrom. Proiectul este pregătit, este în grafic, da, pentru a avea prima moleculă de gaz de la mare adâncime de la Neptun în 2027. Am atribuit contractele principale, suntem în grafic atât din perspectiva termenelor, cât și din perspectiva costurilor. Să vorbim puțin despre celelalte investiții, investițiile în zona verde, 3,7 miliarde de euro. Da? Prin comparație, partea de Neptun aferentă OMV Petrom este 2 miliarde, OMV Petrom având jumătate, 50%, 2 miliarde de euro. În zona de emisii, proiecte, emisii de reduse și zero de carbon, vorbim de 3,7 miliarde. Pentru ce sunt acești bani bugetați? Sunt pentru electricitate din surse regenerabile, biocombustibili, hidrogen, noi tehnologii, dar și mobilitate electrică alternativă. Să vedem câteva cifre, nu o să vorbesc foarte mult despre ele. Vedem că Petrom, OMV Petrom, intră în cea mai intensă perioadă investițională din istoria sa, cel puțin din istoria recentă, cu o dublare a investițiilor în următorii 5 ani. Da? Dacă ne uităm în 2019-2023, aveam undeva la 0,8 miliarde de euro pe an, vom crește la 1,7 miliarde de euro pe an. Sigur, cu Neptun, vedem zona galbenă, dar și cu investiții semnificative în zona sustenabilă, zona verde. Toate aceste investiții au niște rate de rentabilitate de minim 10%. Foarte important, pentru că, așa cum am zis, pentru ca o investiție să aducă rentabilitatea necesară, disciplina de capital este esențială. Vedem că este minim de 10% în zona verde și peste 12% în celelalte zone. Avem o performanță financiară solidă, un istoric în acest sens, aproximativ 1,2 miliarde de euro pe an, 2019-2023, iar în 2027-2030, în medie undeva la 1,4, 2030 fiind peste 1,5. Performanță financiară solidă, sigur, ea vine în prezent din zona tradițională, în viitor venind și din celelalte două segmente. Și acum să vorbim puțin despre politica de dividende, foarte importantă. Suntem foarte mândri să spunem că avem o politică de dividende foarte competitivă. Ea are două părți. Prima parte se referă la un dividend de bază care este progresiv, crescător. Asta înseamnă că dividendul de bază este mai mare decât în anul precedent și aici dăm o îndrumare care zice 5-10% creștere pe an, că anul următor va fi cu 5 sau 10% mai mare decât anul precedent. Și un dividend special care are un caracter discreționar,
că în funcție de situația pe piață, în funcție de performanța financiară, de investiții și așa mai departe. Am venit anul acesta cu o îndrumare privind aceste dividende, care practic încearcă să dea mai multă siguranță și încredere investitorilor, care spune minim 40% din cashflow-urile operaționale vor fi acordate drept dividende. Minim 40%, indicând un interval între 40-70%, dar având un minim de 40% și o medie pe toată perioada strategiei 2022-2030 de 50%. Considerăm că această politică de dividende este extrem de competitivă. Noi am făcut comparații pe ultimii 2 ani cu ceea ce numim noi peers și noștri, companiile similare din industria noastră. Stăm mult mai bine atât din perspectiva randamentului pe dividende, cât și din perspectiva distribuției ca pondere în rezultatul operațional, în cash flow-urile operaționale. Aș vrea să rămâneți cu 4 mesaje principale din ce v-am spus aici. Primul ar fi că suntem o companie integrată de energie și avem cea mai mare resursă de gaze naturale offshore din Uniunea Europeană. Avem fluxuri de numerar în creștere și o profitabilitate solidă. Distribuim dividende competitive în același timp, chiar dacă creștem și investim semnificativ, și ne transformăm ca și companie pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon. Vă mulțumesc și dacă aveți oricând întrebări, avem o echipă de Investor Relations minunată, ne puteți adresa orice întrebări oricând, o să particip și într-un panel pentru mai multe întrebări astăzi. Mulțumesc! Avem și o întrebare din sală. Te rog. OMV ia în considerare să intre pe piața de furnizare de gaze și energie electrică prin cumpărarea activității E.ON? În general, pentru orice fel de achiziții, vânzări, fuziuni, nu pot să răspund la astfel de întrebări. Sunt informații confidențiale care nu pot fi precizate, așa că îmi pare rău, dar nu pot să răspund la această întrebare. Mulțumim mult!